Meteorologii prognozează că valul de căldură va continua să afecteze județul Gorj în următoarele zile, cu temperaturi care vor oscila între 35 și 40 de grade Celsius. Mâine se extinde avertizarea de cod portocaliu în județul Gorj, iar temperaturile caniculare vor ajunge până la 37 de grade Celsius. De interes pentru astăzi și zilele următoare, pentru Gorj va fi valul de căldură. Astăzi cod galben cu temperaturi de 35-37 de grade. Mâine cod portocaliu pentru Gorj cu 36-37, poate chiar izolat puțin mai mult. Iar temperaturile acestea vor putea crește în weekend și să ajungă în jurul la 38-39 de grade, izolat poate chiar 40. Totodată, din cauza umidității ridicate din atmosferă și disconfortul termic va fi tot mai accentuat. Iar în ceea ce privește ploile, din păcate, cel puțin până în mijlocul săptămânii viitoare, nu se anunță așa ceva. Nopțile vor fi de asemenea foarte calde, cu minime ce nu vor coborî sub 20 de grade Celsius. Nu sunt așteptate precipitații semnificative, ceea ce va agrava condițiile de secetă. Este recomandat ca cetățenii să rămână la umbră, să folosească protecție solară și să se hidrateze corespunzător pentru a face față acestei perioade de caniculă extremă, pentru că cel puțin până la jumătatea lunii iulie, meteorologii nu anunță ploaie în Gorj.